zile au mai rămas până la campania sau încă o zi de campanie. Campanii electorale și alegerile locale generale. Tare multă lume debusolată ne abordează cerându-ne să le spunem cine este negru și cine este alb în comunitatea lor. De asta am zis să discutăm și cu dumneavoastră și să lămurim lucrurile care s-au cam întâmplat în ultimele săptămâni și să înțelegem care este miza acestui scrutin, pentru că asta e cel mai important să înțelegem. Sigur nu e salariul de primar sau de consilier local la care încă nu e motivat. Văzut că s-au înscris oamenii data asta foarte mulți. Deci, care este miza acestui scrutin și să explicăm așa pe înțelesul oamenilor? Eu o să spun ceea ce am spus în toate întâlnirile mele care le-am avut și am avut multe întâlniri, bine, în zilele de sâmbătă și duminică sau după servici. Eu le spun oamenilor în felul următor. Alegerile locale, da, sunt, au particularitățile, da, în comparație cu alte alegeri. Cumva atenția este centrată pe comunitate, e maximum pe raion. Și oamenii aleg în primul rând omul, adică liderul localității, liderii, că vorbim de consilieri, da, consilieri și așa mai departe. Dar eu repet și le-am spus de fiecare dată următorul lucru. De data aceasta, alegerile locale nu sunt doar alegeri locale. Întâmplarea face că ele coincid în timp cu un eveniment care ține de o decizie a Uniunii Europene privind deschiderea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Și mesajul e următorul. Noi nu doar mergem și ne alegem primarii sau consilierii. Și le spun de fiecare dată, priviți aceste alegeri prin prisma unui, nu știu, sondaj național, ziceți un fel de referendum, prin care noi o să ne răspundem la întrebarea ce fel de primari alegem noi, și aici e vorba de primari pro-europeni și alții, da? Cu tot felul de simboluri sau cei care umblă cu cumpăratul și așa mai departe. Și o să fie un indicator clar pentru noi, dar și pentru prietenii noștri europeni, ce fel de lideri, ce fel de primari, ce fel de consilieri ne alegem noi în Republica Moldova pe 5 noiembrie. În mare majoritate prinde asta, pentru că le spun foarte simplu. Zic, îi mai întreb și întreb, zic, a fost cineva în România? Cine n-a fost în România? O întreb altul. Cine din dumneavoastră iată n-a fost în România? Puțin găsești din aia care spun că n-am, cu treabă, fără treabă, în ospeții, la studii, la muncă și așa mai departe. Zic, ăsta e cel mai bun exemplu pentru noi. Dar noi avem noroc de România, că o avem alături, frații noștri sunt. Zic, iată, România a trecut prin acest exercițiu, a făcut acest pas cândva în 2000 și ceva, da, când a deschis negocierile de aderare. Și zic, când treci prutul, vezi diferența? Da, vedem diferența. Cum o vedeți? Iată, prin ce vedeți diferența? Da, prin infrastructură, prin atitudine, prin... Da, nici acolo nu e perfect. Da, da, da. Multe lucruri de făcut. Asta vrem, asta de fiecare dată le-am transmis cetățenilor. Le-am mai zis foarte, foarte franc, foarte deschis. Zic, da, noi cu resursele noastre, iată, ceea ce câștigăm noi din ceea ce producem, ce vindem, da, noi o să... Vorba aia, nu o să murim de foame. Uneva o să economisim, uneva o să investim, dar fără un ajutor masiv, de care noi, așa cum au beneficiat frații români, polonezi, da, ungurii, bulgarii și așa mai departe. Zilele trecute a fost vicepreședinta Bulgariei și am rugat-o foarte mult. Zic, eu văd în Bulgaria un noroc pentru noi atunci când vorbim cu cetățenii noștri bulgari de la sud. Zic, mesajul dumneavoastră, dincolo de mesajul nostru, ar fi unul extraordinar să le explicați cum a beneficiat Bulgaria fiind, da, parte acestei lumi, da, a lumi, unei civilizații, unui mediu de securitate, de bunăstare, predictibil, stabil, unui omul, viața omului, iată, în contextul războiului, cel mai important, viața omului are
are valoare. Asta am vorbit la toate întâlnirile mele, asta le-am explicat. Eu foarte mult sper și cred că moldovenii o să ia decizia care trebuie. Acum, provocarea cea mare, și le-am repetat de fiecare dată, îi îndemnăm pe toți să iasă la vot.